Bine ați venit, domnule, să vă salut, Dragiu, și astăzi împreună cu Miss Stacy. Cum ți se pare noul joc? Mereu când filmez cu ea se sperie. Săraca. Bine, îți dau drumul, gata, te las să pleci unde vrei tu, probabil o să ieși pe ușă și... Bun, astăzi o să jucăm ceva ce mulți mi-a spus în comentariile de la ultimul clip cu Brawl Stars de ieri. Și anume, bă, vezi că a apărut Rush Wars. Și nu numai anume că a apărut Rush Wars, băieții de la Supercell mi-au zis, bă, poftim un joc aici, care încă nu e în România. Joacă-l dacă îți place. Well, eu zic să-l încercăm, având în vedere că mi-a spus și voi și ei. Poate-mi place, mai știi? Eu zic să-i dăm o șansă la băiatul ăsta cu megafon în gură și roz în jur. Ia să vă arăt. Tata, Rush Wars. Well, ready to kick butt and get mega rich. Good. I take this gold, man. Te-ai tocmai să ruzi în cucușuie. Bun, Rush Wars să fie. Aparent nu e în România, băieții de la Supercell mi-au explicat că o să fie available deocamdată doar în Canada, Noua Zeelandă și încă o țară pe care nu ți-mi minte acum, Australia, cred. Dar în România încă nu e și o să apară probabil într-o lună următoare. Aparent merg să-i pun pe ăștia aici, pac. Ok. Să-ți practic trupele pe care încercăm noi să le punem aici, să distrugem ceva și nu mai avem trupe, deci dăm start. Ok. Nu știu dacă avem și un mod în care să le dăm speed up. Băieții s-au năpârdit acolo, pe treaba lor. Ok, deci scopul acestui joc mirific este să facem steluțe, aparent. Un joc în care pot să am și o star player. O, avem cutiuțe. Damn. Pentru că e același sistem de la Brawl Stars. O, am câștigat un pitcher. Auziți câinele cum zgârie ușa? Vă arăt acum, stați, nu vă grăbiți. El este câine, el zgârie ușa. Ca să sunteți noi pe canal, câinele ăsta zgârie ușa. Tesi, zgârie ușa de fiecare dată când încep eu să mă joc ceva. Atunci când e mai intens. Bine, a primit notificare, la perfecție. Numărați de câte ori deschid ușa când mă joc ceva cu Tesi. Nu jurnale de radio, nu clase de youtuberi, nimic altceva decât când mă joc. E un blestem. Și bine că mi-am amintit acum, în descriere la clipul ăsta, dar nu în momentul în care îl postez, pentru că probabil o să dureze ceva, jocul e foarte nou, o să pun și linkurile de la comunitățile de gaming mișto, dar da, o să le vezi în descriere probabil peste câteva zile când o să fie făcute sau ceva. Bun. This is your camp. Here you can chill out and prepare for your next battle. Ok, tap and continue. Hit the attack button when you're thirsty for more gold. Îmi place sloganul. Boss, pitcher. Păi am doar unul. Aveam doar unul. Minciună. Ok, bag în elicopter și plec cu ei pe Marte. Unde dracu e? Gold mines. What? Astea-s gold mine-uri, practic. Se distrug să iau gold-ul. You can save troops to delay during the battle. Înțeleg, băiatule. Place your troops. Păi, cum să le place-uiesc și eu? Bag și-o pe aici, ia să vedem. Drept în față, presupun că aruncă cu grenadele peste băieții aici. Nu? Da. I-a pârlit, n-au avut nicio treabă. Mai leu, cât damage dau nebunele astea, ești nebun? Te din astea aruncătoare e îndeajuns în toată lumea. 15 bănuți aici, ca băieții. Băieții. Avem aici un arcade care presupun că e ceva. N-am idee ce mai exact. First airdrop found. Neat. Let's attack and again and try it out. Ok. Este un fel de bombă. Gen airdrop. Ok. Mi-a lucrat tantia asta. Ok. Chopper full. Deci avem... Bă, avem o casă dărăpânată de băiatul dracii și avem un elicopter. Gen, vă rog frumos, investițiile sunt numele meu mic. Airdrops can be used to take out a group of enemies, let's have them. Ok. Deci pot să dau direct cu asta la început. Ok, deci o dai mai întâi pe partea aia. Ok. Mergi să dai start și după care să-i bagi, interesant. Deci dacă au scut, le ia două grenade. Ei, și dacă n-au scut, e direct bombă în gură, îi omoară. Ok. Oh my god! Ce trișoare! Ce trișoare! S-a băgat ca ultimile! Așa pe lângă tufe, nici nu știam că poți să treci pe acolo. Adică părea că trebuie să întoarcă tot drumul ăla înapoi, vedeți? Lawless victory. Training box. Tap to open. Open-urile de boxuri nu sunt așa de interesante în jocul ăsta, cel puțin. Avem un trup nou ca să-i putem da... Oh! Avem scutuleț, man! Scutuleț, man! Ok.
Ok. Upgrade available. Bun, putem să ne dăm la nenea trup. Upgrade 20. Pac! Ma boy! Damage 23. Cu nebunie, cu experiență, cu tot ce vrei. Ok, putem să dăm un preview dacă vrem. Hai să dăm și... asta e iubirea vieții mele. Și e și roșcate, e tot ce vrei. Mua! Și nenea asta nu putem pentru că e nou apărut. Bun, level 2. Deci țin minte că jocul ăsta încă e în beta. Deci s-ar putea să fie buguri. Acum, practic, noi suntem cei care testăm jocul. Și băieții din Noua Zeelandă, vă salut frații mei din Noua Zeelandă. Now you can upgrade your HQ to find the new troops and make it look cooler. Bine, de fapt, adevărul este că am zis eu, casă dărăpânată și avem un avion. Bine, un elicopter lângă, adică ordinea priorităților, vă rog frumos. Upgrade 100. HQ. Nani? Stai, cum funcționează HQ-ul ăsta? Ei zic că HQ-ul într-una bine, de fapt el ar veni... a headquarters, but... you've got a chopper, red upgrade and carry more. Apoi să-i dau upgrade la chopper, ok. Te rog, spune-mi că arată mai frumos. Yeah, ce iubesc jocurile în care mi-arată frumusețea când le schimb upgrade-urile și chestii. Mă enervează jocurile în care dau upgrade, doar le schimb o culoare sau ceva. Îmi place când le văd că cresc ele acolo în ochii mei, fratele meu. Hai să mai dăm un atac atunci. Hai să băgăm... avem 5 locuri și un airdrop acum, deci putem să băgăm airdrop-ul, că nu, nu știu dacă ne doare sau ceva, nu cred că ne costă în plus, presupun. Și putem băga tantile astea, nenea cu scutul, tantile astea 3, hai să băgăm așa, să vedem ce se întâmplă. Tantile astea cu bomba sunt destul de interesante, numai că... let's training base, then you are ready, welcome to Rush Wars, my boy! Practic putem da cu bomba, hai să zicem... unde e cel mai inteligent așa? Nu știu, ai tu retagen? Wow! Nu știu dacă 50 de din ăștia. Am crezut că-s 3, adică... legele am crezut că-s 3. A, e o turetă, mă, trebuie să dau... a, m-am prins. S-ar putea să supraviețuiesc. S-ar putea. Dar era ideea să dau cu airdrop-ul în turetă, probabil. De reținut că ai turetă. Și era o găurică din care ies mai mult soldăței, cum ar veni. 3 steluțe la băiatul Flores Victory. Training box-ul ăstea sunt oribile, dar măcar îmi dau ceva. Oh! Ah, sunt ăștia care au ieșit din găurică, mă. Ok. A, deci practic sunt protejați de bombe, pentru că stau în găurică. A, și ies după aia, e ca un fel de turtle shell, gen. E ca un fel de țestoasă. Choose wisely and cannot change your name later. My name! A, dacă nu mi-a luat cineva și aici, într-un joc care e în beta. Ar fi culmea. Alpaca Legionul e level banana 3. New League Rich Rocky level 20 cards and golds. Eu am înregistrat cu un con cum ar veni. Gold mine expired. New gold mine. You found a gold mine. It produces golds and earn new stars. Ok. Și ce trebuie să fac? Place offenses. A, trebuie să mă protejez de alții. Nebunie. Nebunie. 5 din astea. Pe ăștia îi poziționăm gen după cutii. A, să nu poți să ne dea cu bomba, mă. Să-i spargem așa un pic, știi? A, ok, și nu putem da cu derea cu grenadă. Și cum îi băgăm înapoi, gen, în buzunar? Ok, așa. Hai că dăm 7, go home și vedem după aia. Cred că nu mă prind, dar am prima oară că intru în jocul ăsta, e pentru oricine, nou. So what did they tell us? You can really trust the dude in the Dizer costume. You've been... nu știu ce chestia aia, e ca un fel de mașina timpului, presupun. Bronze pack. Nu băgăm bănetul în joc. Poate mai încolo, poate mai încolo. Le facem și un clan și nebunii, dacă... dacă vă place jocul ăsta și dați un like ca să vedem cât de... cât de lăicuit e videoul ăsta. Eu mai fac cu cea mai mare plăcere. Dacă nu, sunt jocuri pe lumea asta... cum e peștele... mines? Cum e peștele la apă, era să zic. Dar rocatul mie îmi place, chiar îmi place. Interesant. Bun, 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 băneți, băneți, găinile, mami! Upgrade available. Noi cu toți suntem banana 3 până la urmă, nu? Așa, mai băgăm un din ăsta, înseamnă că ne scurcăm acum. Așa, dar acum costă 2 bănuți. Ok. Și în orice random, presupun să lua cineva de level egal cu noi. Dacă nu cumva sunt bot, Collins 2000, nu știu dacă sună bot. Și nu știu dacă l-ar fi numit gen bot. Dar alpaca legionul. N-avem Steam, dar ci Team. Stai, trebuie să trecem prin tufe sau... păi și de ce nu le-aș da eu cu bomba, gen, fix aici? Adică... I mean... Nu! Nu știu dacă îmi dă și mie damage barrel-ul când îl spargem, că ăștia sunt cam proști, rău, mă, adică... bă, l-am bătut pe fraier cel puțin. 3 steluțe? 3 steluțe ca băieții! Flawless victory, inclinați-vă! Next box. Ah, ok, la încă 2 steluțe primim un box din ăla, presupun. Defensive battle log-urile mele. Ah, astea-s battle log-urile, ok. Hai să ne uităm și prin joc așa, dacă tot e gen beta, poate sunteți și voi curioși cum e să-l jucați. Teams-uri, ok, sunt deja niște echipe, câteva persoane care au niște steluțe.
Gold Gems, nebunia asta ne-am uitat o dată. Asta este Team Log, nu știu ce, chat with teammates, play domination game, nu știu ce. Deci practic asta e mare parte jocul, efectiv. În caz că erați curioși cum e jocul, asta e jocul, mai băgam un ultim match de atac. Ca să vedem dacă se întâmplă ceva. Băi, eu mi-i pun cam în aceeași formație cumva. I-am urcat doze în elicopterul meu upgradat. Deținut minte, upgradat. Ia să vedem aici. Ok, deci am putea să-i dăm deja... Ah, bomba o dăm ultima ca să nu ne spargă ăștia la corazon. Ok, are 2 câte 2. Deci are o tanti cu grenadă și unul pe care nu l-am văzut niciodată și unul... Hai să punem pe jos pe aici. Ok, hai să le dăm directa... Directa damage-ului acolo. Așa, ar trebui să tancheze un pic. Direct în gură i-am dat la fraier. N-a avut nicio șansă, iar acolo de sus nici măcar nu sta atenți la ce se întâmplă în josul mapei. A, nu e bine că ne-am despărțit, ca ultimii proștălaci. În loc să se focuseze să dea în ei, merge să-i focusez eu? Nu cred. Eh. Well, negândită, un pic gândită, dar a funcționat. Flawless victory, boy. Și ultimul box din această seară minunată. Bine, dimineață, 11 chiar ar trebui să fie. Dar pe acolo, pe acolo... Oh! Canonul! N-am primit niciodată canonul. Voi presupune că e un fel de turetă pe care pot să o pun pe jos. Și ăsta va și gameplay-ul de astăzi, video-ul de astăzi, episodul de astăzi, în care chiar real nu cream că o să-mi placă jocul ăsta. Mulțumesc băieților de la Supercell că mi-au dat ocazia să încerc jocul ăsta pe când nu era încă în România. Nu uitați să verificați link-urile din descriere către comunitățile de gaming legate de jocul ăsta și multe alte jocuri care vor mai apărea sau care de fapt încă există, gen Fortnite sau Brawl Stars sau alte jocuri pe care nu le voi juca niciodată, dar de care o să vă spun cel puțin. O să fac un clip, ok? O să fim ok cu asta. O să facem un clip în care să spunem: bă, ce naiba jocul ăsta, și după aia nu o să mai jucăm niciodată. Deal? De care îmi place. Dar da, nu uitați să vă abonați ca să faceți parte din legiune. Eu am fost Alpaca, a.k.a. Daragiu. Iar la 3, ca de obicei, Alpaca King out. 1, 2, 3. Oh my god, ce trișoare! Ce trișoare!